Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e arbitrul Alexandru Tudor. Ex abrupto, domnule Alexandru Tudor, iată ce am citit într-un ziar. Top all-time arbitri în Liga 1. Pe locul 1, dumneavoastră, Alexandru Tudor, 381 sau 2 de meciuri, pentru că în unele locuri am găsit 1, în altele 2. În altele 3, în altele 4. Pe locul 2 știți cine e? Cristi Balaj. Cristian Balaj, Sebastian Colțescu, Sorin Corpodean, Nicolae Rainea, Adrian Porumboiu, singurul de pe listă care a fost invitat în emisiunea noastră, Ișvan Covaci, Ovidiu Hațegan, Ioan Crăciunescu și Mircea Salomir. Da. Ați arbitrat cele mai multe meciuri din Liga 1. Mă gândesc chiar că am făcut prea puțin pentru câte șanse am avut. Cel mai mare arbitru român după dumneavoastră al tuturor timpurilor, cine a fost? Am fost o dată la media și mi-a spus de acolo Părintele Protopop, îmi spune: domnul Tudor, cel mai mare arbitru Dumnezeu este cel mai mare judecător. Și mi-a rămas în minte treaba asta. Dar din cei 10? Fiecare dintre ei are o calitate de la care te poți inspira. Uităm de prudență. Nu pot vorbi de ei. Pentru că facem emisiunea asta, domnule Tudor, nu pentru galerie. De ce râdeți când au zis cuvântul galerie? Pentru iubiți galeriile? Galeriile noastre nu sunt foarte dezvoltate la momentul ăsta, dar ele dau culoarea stadionului. M-aș bucura să pot să fac parte din ele. Să am încă 15 ani, 20 de ani să pot să fiu pe acolo, dar nu mai simt entuziasmul ăla de a sări pe gradene, de a cânta și așa mai departe. Bine, a sări pe gradene și a cânta e o treabă frumoasă. Mai rău e când se întâmplă lucruri urâte. Văd galeriile ca ceva foarte frumos, ca ceva pozitiv. Da? Și când se întâmplă lucruri negative, galeriile scăpate de sub control, galeriile destructive. Galeriile adevărate sunt cele care își poartă echipa către victorie. Când vorbiți de cuvântul galerie, eu mă gândesc la o galerie de tip Liverpool, care îți spune: voi nu veți merge niciodată singuri niciunde și noi vă împingem înainte. Și ei simt treaba asta. Și jucătorul simte treaba asta și simte că are mai multă putere. Că e vorba de un pas, că e vorba de un șut, că e vorba de a intra pe teren, să simtă că îi se ridică părul pe ceafă când îi aude. Se transmite o energie din... 100%. Ați fost cale de o viață, profesionist, într-o zonă care, adeseori, să privim lucrurile în față, o zonă care a dat cinstea pe rușine și pacea pe gâlceavă, o zonă mai turbulentă, mai conflictuală, mai lipsită de pace până la urmă decât fotbalul, e greu de găsit. E normal. Este circul nostru de astăzi. Ca și principiul roman, să zicem. Panem et circenses. Astăzi circul nostru este fotbalul. Dumneavoastră iubiți circul ăsta, l-ați iubit cale de o viață și l-ați slujit. Totuși, fotbalul e într-un fel zeu al timpurilor moderne. Da. Gândiți-vă la niște exemple entuziasmante pentru un copil de 10 ani. Ce visează el să devină? El visează să devină Maradona, să devină cel mai bun de lume, să devină cel mai puternic din orașul lui. Eu am fost educat într-o vreme în care juca România cu Italia pe stadionul 23 august și câștigam cu campioana mondială. Iar după meci, lumea pleca de acolo cu făclii în mâini. Toate ziarele, toate hârtiile erau făclii în mâini. Adică era, cum să spun eu, cea mai importantă manifestare a acestui popor. Cea mai mare bucurie care exista. Astea sunt sentimentele care m-au adus pe mine în fotbal. Și probabil faptul că n-am reușit eu ca fotbalist. Ce ați fi fost dacă ați fi făcut carieră de fotbalist? Fundaș. Fundaș sau mijlocaș. Asta jucam, nu eram foarte tehnic, nu știam eu foarte mult, dar îmi plăcea să alerg. În schimb, ați fost arbitru 27 de ani. 29. La zeci și zeci de meciuri. Mai exact, 1807. Le-ați numărat. Da, le-am trecut în agenda. Pentru că fiecare îți dă ceva de învățat. Ați fost omul cu fluierul în mână și cu cartonașul roșu în buzunar. Apropo de fluier, v-am rugat să veniți la dumneavoastră cu fluierul de arbitru. Și ați venit cu ce? Cu un fluier care mi-e aproape de suflet. Un fluier pe care l-am primit și care este cel de tipul cu celor cu care am început cariera. Fluierele vechi, fluierele de argint, fluierele de calitate. De la cine l-ați primit? De la Tottenham. Asta este suvenirul pe care îl oferă arbitrilor care au trecut pe acolo. Asta a fost fluierul pe care și-l doreau toți arbitrii care au început școala cu mine. Era un simbol. Adică era, cum să spun eu, o cununare a eforturilor să ajungi acolo, să arbitrezi acolo și să primești un astfel de fluier. Știți, vă priveam și acum citind pe internet, care, mă rog, nu e un instrument al adevărului neapărat, dar uneori găsești și lucruri amuzante. Totul e să poți avea umor și față de propria persoană. Și era acolo un microbist, spunea că sunteți un arbitru, ghilimele, paranoic și că aveți un stil de arbitraj prea teatral și că fărâmițați prea mult jocul. Ce înseamnă să fărâmițezi jocul? Este o reverberație a disciplinei.
Eu vreau ca jucătorii să fie disciplinați, să ocupe numai de joc și atunci fiecare detaliu pe care nu-l fac în regulă, îl tai. Adică fluier. Fluier, opresc jocul și până nu-i aduc în făgașul de disciplină, nu-i las. Bine, asta este o chestiune pe care am învățat-o de un german care mi-a fost mentor. Cum îl chema? Schmidt Huber. Mi-a spus așa, din punctul meu de vedere există o singură filozofie. Disciplin und Konsequenz. Pe mine nu mă interesează ce zic alții. Ciac, 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 până îi pui în disciplină. Când e pus în disciplină, să joace. Disciplină și consecvență, nu? Dar asta ar trebui ținut minte și pentru alte zone, în afara zonei fotbalului. Dar nu credeți că lumea românească e pândită de pericolul să aibă prea mulți arbitri și prea puțini jucători adevărați? Lumea românească suferă de judecată. Ne ocupăm prea mult de alții. Asta încerc eu să evit. Dacă reușesc să mă concentrez la ce am de făcut, atunci am iese treaba. Ce înseamnă stil teatral de arbitru? Poate că această chestiune e construită de unde profesorii mei de la drept. Am învățat în primul an retorică și am prins câteva idei. Ca să poți să fii un arbitru bun, trebuie să poți să fii și un pic actor. Trebuie să arăți că ai fermitate, trebuie să trăiești treaba asta. Dacă ajungi să trăiești că ești ferm, că ești hotărât, atunci, cu siguranță, lumea îți va accepta deciziile. Deci, până la urmă, prima calitate a unui arbitru profesionist este să se identifice cu rolul. Din tot sufletul trebuie să crezi în ce faci. Într-un fel, făcând analogii cu alte meserii, ce meserie din spectrul meseriilor vi se pare că s-ar apropia mai mult de meseria de arbitru? Judecător. Dumneavoastră ați făcut dreptul la o facultate particulară și nu v-ați luat licența. De ce nu v-ați luat licența? Pentru că am simțit, în momentul când am fost la practică, am fost la Tribunalul Mare și ce am văzut acolo m-a pus pe gânduri. Am zis, eu vreau să fac dreptul, nu stângul. Și aici nu se face dreptul. Ce ați văzut acolo? Atmosfera nu era de chestiune de justețe, de dreptate. Și atunci am zis, dacă aici nu se poate face, la mine la fotbal se poate face. Ce nu v-a plăcut în atmosferă? Modalitatea în care se comportau avocații cu împricinații. Mi s-a părut o chestiune vicleană. Nu mi-a plăcut. Și când ieșeai din facultatea de drept, prima meserie la care te gândeai era avocatura. Iar dacă ați fi putut alege, ați fi ales judecător, nu? Da, da. Și iată că aici am și ajuns. Să fii judecător în fotbal. V-am invitat ca pe un om din interior, într-o zonă în care am impresia că e destul de dificil să reziști diverselor tentații sau să-ți păstrezi cât de cât un nume onorabil. Nu cred că e vorba de ceva la care merit credit. E o chestiune de educație, de la părinți, de la bunici. Ei au spus, tati, ai grijă, cinste, o pierzi o singură dată. Eu realizez că e foarte important în relația mea cu copilul meu să-i care arăt. Sunt doi, deci copiii. Da. Să-i arăt cum să se comporte. Să le spunem celor care vă privesc că aveți un băiat care are câți ani? 16. Și care e fotbalist. Deocamdată să joacă de-a fotbal. Și o fetiță de 8 ani. Da. Când v-am văzut la televizor cu aerul ăsta neoșist și cu o anumită retorică neoșistă, adică aveți un aer retro, în sfârșit. Sună bine asta. Ei, am zis, omul ăsta trebuie să vină de undeva, din România profundă. Când colo, nu sunteți din Apuseni, nu sunteți un self-made man, ci sunteți din cartierul Primăverii, ați făcut liceul Jean Monnet și sunteți un băiat de bani gata. Sau ați fost? Self-made man, da. Mult spus. Eu cred că sunt un om normal. Chiar dacă am crescut acolo. Cum de ați ajuns să creșteți acolo? Cu ce se ocupau părinții? Bunicii mei erau nomenclaturiști și pentru asta au reușit să aibă o casă acolo. Cât de nomenclaturiști? Cu ce se ocupau? Cu gestionarea oamenilor. Bunicul meu era locțiitor al poliției, dar se ocupa cu chestiuni de criminalistică. Bunicul dinspre tată? Bunicul dinspre mamă. Bunicul dinspre tată era mecanic de locomotivă. Unde? Și în ce zonă? În Vrancea. Ați pomenit la un moment dat de Apuseni. Eu mă trag din Apuseni. De unde? Sunt spre Huiedin. Brad Huiedin. După? După doi bunici, unul dinspre partea mamei și unul dinspre partea tatălui. Deci străbunii mei au venit de acolo și au fost chiar ciobani, care au ajuns cu oile fugind de acolo până în insula Marea Brăilea. Deci ați deschis ochii asupra lumii în cartierul Primăverii, într-o vilă sau într-un apartament? În bloc. Bunicii mei mi-au dat un traiect în care trebuia să fiu serios și clar în ceea ce muncesc. Disciplinat. Foarte disciplinat. Mi-aduc aminte și acum, spunea bunicul meu, la ora 7:50 te trezești, la ora 7:05 baie,
7 cobori, șoferul te ia, te duce la grădință. Adică era o chestiune foarte, foarte așezată. Și din viața lor am exemplu următor. Mi-aduc aminte că am rămas foarte marcat de faptul că mi-a spus că a făcut parte din trupele de elită ale armatei române, adică din vânători de munte. Bunicul, da, care v-a crescut. Da. Pe malul Donului au ajuns cu trupele în războiul împotriva rușilor. De ce v-au crescut bunicii și nu părinții? Locuiau împreună. Și evident, părinții erau la muncă. Tata cu ce se ocupa? Tata lucrător de comerț exterior, mama la fel. Amândoi părinții lucrau în comerțul exterior. Da, și mai erau și plecați. Păi se zice că la vremea respectivă oricine lucra în externe, acum nu vreau să se supere părinții dumneavoastră pe mine, dar se spune că era o condiție sine qua non ca să fii admis la externe, să fii lăsat să călătorești afară și așa mai departe. Știu sigur că maica mea n-a nicio treabă cu asta. Dar tata? Tata probabil că a lucrat. Dar știu că are o repulsie față de servicii. Acum, după 89? Cred că și înainte. Și înainte mi-aduc aminte că ridica telefonul și zicea ceva de tipul următor. Băi, ascultați-mă cât vreți, dar lăsați-mă să vorbesc când am un telefon deodată. Era distractiv asta, așa. Aveați frați surori? Da. Am un frate și o soră. Mai mici. Care ce meserii fac? Fratele meu se joacă cu viața, iar sora mea încă e pe la școală. În ce sens se joacă cu viața? Nu face cât ar putea să facă. Dar ce meserie are? Cred că electronist sau așa ceva, nu-mi dau seama ce... Dar nu are nicio legătură meseria lui cu ce face azi. Și sora? Și sora încă școlește. A, aveți așa o soră mică. Da, taică-miu s-a recăsătorit. Și mama s-a recăsătorit? Nu, mama gestionează situația lui frate-miu, care e dificilă. Deci ați crescut disciplinat, oră fixă, grădiniță. Chiar o chestie foarte frumoasă era cum mă creșteau bonele. Am avut-o la un moment dat o bonă unguroaică care îmi spunea fermător. Miunche, joache. Nu mânche, nu joache. Și mă închidea în cameră. Dacă nu mâncam, dar tot ce am învățat, mâncam tot ce e în farfurie. Și așa fac și astăzi. Ce am învățat de mic, aia fac și astăzi. Am crezut că v-ați ales cu o repulsie față de mâncare. M-am ales cu o repulsie față de sfecla roșie, din cauza că la grădiniță mi se dădea chestia asta în mod obligatoriu la felul 2 și mi se părea normal să mănânc ceva dulce la felul 2. Dar după 30 de ani, când a venit soacră mea cu sfeclă roșie cu hrean, am fost fan și acum sunt fan. Din ce zona României vine soacra? De la Oradea. Și soția dumneavoastră cu ce se ocupă? Soția mea este profesor de atletism. Și ea este managerul familiei. Ea are grijă de toată lumea. Da? Eu spun că eu am 2 copii și ea are 3, pentru că ea mă crește și pe mine. Pe când dumneavoastră? Eu mă joc, ca și frate. Am auzit că, de pildă, aveți un joc prin batul televizorului în portbagaj. Asta e ceva eficient pentru copii. De fiecare dată când dădeam drumul la televizor, cineva era nemulțumit. Fiul vrea nu știu ce program, mama vrea alt program, dă mai tare, dă mai încet, bine. De acum, televizor nu mai avem. Dar la liceul, care pe atunci nu se numea Moneci, se numea Liceul 24. 2-32-24, asta au fost numele pe care le-a avut cât timp am fost la liceu. De-a lungul timpului? Da. Știu sigur că mă duceam la școală cu bucurie. Noi nu lipseam de la școală pentru că aveam un grup extraordinar. Indiferent că eram la școala primară, la școala medie sau la liceu, profesori excepționali, probabil că erau și aleși pe sprânceană. Ați avut copii de familii? Da, colegul meu de bancă era băiatul președintelui Marii Adunări Naționale, Nicolae Josan, Radu Josan. Erau mulți, erau Burtică, Hortopan, Ceaușești, mici, nepoții și așa mai departe, cu care jucam fotbal. Și realizați că sunteți într-un loc oarecum favorizat? Că eram favorizat, realizam când mergeam la țară, la bunici. Și mi se spunea, tu ești de acolo. La bunicii din Vrancea? Da. La da. Mecanicul de locomotivă? Sau la Sucevița. Când ajungeam acolo și vedeam că ne aveau curent, era cu totul altfel decât la noi. Sau când mă duceam în Apuseni și vedeam că acolo poți să mergi 10 de kilometri să nu dai de sate cu curent. Repetent, corigent, n-ați rămas niciodată că... Repetent, corigent. V-ar fi omorât bunicul. Nu cred. Cred că avea mult mai multă pedagogie decât mine. La un moment dat m-am bucurat foarte tare pentru că am intrat ultimul la treapta întâi, în clasa de elită. Și asta a fost o chestiune extraordinară. A zis, de ce? Păi să intri ultimul, cea mai mare bucurie. Dacă intri primul, ești sigur că intri, că te-ai pregătit și ai muncit. Eu fiind fotbalist. Mi-aduc aminte de o experiență pe care a avut-o bunicul meu cu antrenorul meu de tenis. M-au dus acolo pentru că e un sport nobil, să cresc acolo, să învăț tenis, să fiu mare. Venea la noi acasă și Ilie Năstase și aveam rachetele lui cu care jucam, cu care mă antrenam. Și probabil că asta a fost visul bunicului meu, să ajung tenismen. Și la un moment dat, antrenorul, foarte inteligent, îi spune, domne, copilul are un rever extraordinar. Dar vă rog eu frumos, luați-l și duceți-l la fotbal, că el stă și se uită pe în gardă la ceilalți. La fotbaliști. La fotbaliști. Ce antrenor era la tenis? A murit Dumnezeu să-l odihnească. Segărceanu? Segărceanu, da. El era cel mai mare, toată lumea știa despre el. Tuturor copiilor. Bineînțeles. Și el a știut să-l convingă să mă ducă la fotbal. Și m-a dus la fotbal. Și acolo ați fost fericit. La Cireșari. Păi dacă acolo era visul. Dacă ați avea bani cu nemiluita, v-ați face o echipă de fotbal? Nu. Nu. Aș investi în educația copiilor.
săraci. Deci ați fost un copil crescut disciplinat de un bunic de formație militar. Da. Și când ați realizat că trăim în ceea ce se cheamă o dictatură? Dictatură? Era o chestiune pe care nici măcar nu înțelegeam. Păi ziceți că ați înțeles, că zicea tata, măi, lăsați-mă să vorbesc. Mi se părea o chestiune normală. La noi știam și unde sunt microfoanele. Nu se poate. Ba da, păi vedeam când veneau să le schimbe. Electricienii și umblau la diesel. Și bunica mea spunea, uite, au venit ăștia să schimbe alea. Au venit ăștia să schimbe alea? Da. Și dumneavoastră înțelegeați că locuiți într-o casă în care se schimbă periodic microfoanele? Păi și da, asta vi se părea normal? Da, toată lumea era așa în cartierul respectiv. Toți știam că suntem ascultați. Mi se verifica gunoiul, ce mâncăm, ce punem acolo. La un moment dat au venit de la miliție, mi se pare, să ne întrebe de ce tragem noi cu pușca în casă. Noi, într-adevăr, aveam arme cu aer comprimat și arme de vânătoare în casă. Și ne antrenam, pentru că unchiul meu a fost olimpic la tir. Și normal să ne antrenăm. Trăgeam pe balcon și trăgeam la 5 metri, la 10 metri cu aer comprimat, cu o alică de 2 grame. Ce poți să faci cu aia? Nici măcar porumbei nu poți să omori. Și ni s-a spus să nu mai tragem, că tragem în direcția traiectului tovarășului. Nu mai trageți în direcția aia. Odată ce te naști în ea, ți se pare absolut normal. Ți se pare normal să ai polițist pe stradă, la colțul străzii, ți se pare normal să fii întrebat pe unde te duci. Așa am trăit, așa am fost educat. Și ți se pare normal să-ți ții gura. Da, dar în momentul ăsta copiii mei sunt mult mai agresați decât atunci. Astăzi ai dubii când îți trimiți copilul pe stradă, la metrou, la școală. Pentru mine este foarte dificil să evaluez unde să-mi trimit copilul la școală. Sunteți pentru sau împotriva introducerii uniformei în școli? Pentru mine disciplina este o chestiune care crește performanța. Și copilul meu prefer să fie crescut într-un mediu disciplinat. Nu spun agresiv, nu spun constrângător. Eu vă dau un exemplu din arbitraj, din fotbal. Dacă unui jucător care a făcut un faul de galben, nu-i dai galben pentru că ești tu prea slab, pentru că nu vezi, pentru că gândește altfel, el nu mai știe ce are voie să facă. Și devine bulversat. La fel și la copii. Copilului care a greșit trebuie să-i spui, aici ai greșit. Și să-i administrezi și sancțiunea respectivă sau să-l faci să nu mai facă data viitoare. Dacă reușești să faci treaba asta în mod normal și fără a fi un dresaj absurd. Dar nu chestiune agresive. Pedagogie e o știință fină. Deci să un arbitru ocupi, e și un pedagog. Să știi cum să lucrezi cu copii. Sunt niște copii mari jucători. Până și în societăți civilizate, bogate, ca societatea japoneză, uniforma e obligatorie. Plus că e o chestie de mare cruzime să pui un copil care poate nu are bani, mama să-i cumpere nu știu ce mărci, să stea în bancă alături de unul care se îmbracă cu haine mai scumpe decât salariul profesoarei pe un an de zile. Multe lucruri anormale în școala românească de astăzi. Știu, având relație directă cu japonezi la momentul ăsta, că ei până la 7 ani sunt hrăniți cu lapte și cu miere. Niciun fel de dulce. Mâncarea lor nu găsiți zahăr. Și asta e o chestiune cu adevărat pozitivă. Și nu este vorba de un părinte, este vorba de o regulă generală. În momentul când faci treaba asta pentru societate, pentru copiii tăi, înseamnă că vrei să te crești bine. Apoi am mai avut o experiență interesantă. Un coleg de-al meu a găsit la un moment dat o echipă japoneză făcând curățenie în vestiarul propriu. Și femeia de servici care lucra la stadionul respectiv a spus, domne, veniți să vedeți. Acest vestiar n-a fost niciodată mai curat ca acum. Sunt convins că și noi am putea să ne comportăm mult mai bine dacă am avea asemenea principii. Mă gândesc la relația pe care o am cu copiii mei. Dacă eu astăzi îi cumpăr un Porsche copilului meu și îl dau pe mână, eu greșesc. Pentru că el va avea senzația că îi se cuvine. Eu știu ce am pățit eu. În momentul când tata îmi zicea, ia mă de aici, bani, du-te la Mioveni și îmi cumpărăți o mașină, nu era mașina muncită de mine. Și atunci mi-am permis să o stric, să o accidentez, să o lovesc, să o zgâri. Dar avea bani după 89, după Revoluție. Avea prea mulți și banii ne-au stricat. Da. Ne-au distrus echilibrul familiei. Ne-au afectat pe toți. Niciuna dintre mașinile pe care le-am primit de la el nu m-au bucurat. Cea pe care mi-am cumpărat-o din munca mea a fost cu totul altfel. Și asta încerc și eu cu copiii mei. Încerc să nu le dau nimic de-a gata. Și dacă le dau prea mult, prea devreme, consider că îi alint. Și dacă îi alint, îi bag într-o slăbiciune. Dacă eu aș fi continuat să mă comport așa cum am fost educat la început, adică nu să fiu alintat, nu să primesc ceva ce nu meritam, probabil că rezultatele ar fi fost foarte, foarte bune, mult peste ceea ce am făcut până acum. Și când v-ați dat seama că e toxic banul ăsta primit de la tata? Banul ăsta mă făcea să... Care de unde avea, apropo, atâția bani? Taică meu, fiind lucrător de comerț exterior, el a ajuns la un moment dat să facă importuri în Republica Populară Chineză. Și cred că avea exclusivitate pe importul de la statul de acolo. Ceea ce înseamnă, vă dați seama, o sumă enormă de bani. Vorbim de anii 90. 90, da. Și făcea importuri din China. Vă dați seama și ce s-a îmbogățit. Taică-miu la un moment dat mi-a spus în felul următor. Băi, mi-e frică că voi ajunge într-o valiză pe Dâmbovița.
Așa și executau chinezii la momentul respectiv. Partenerii incorrecți. El probabil că era un partener corect, dar nu putea să-și plătească toate datorile pe care le avea la momentul respectiv. Și în momentul ăsta când tu simți frica asta de moarte, mi se pare normal. Cum adică pentru bani să-ți fie frică de moarte? Mi se pare o chestiune absolut anormală. Ziceți, atmosfera în familie s-a stricat din cauza banului, nu degeaba se zice banul ochiul dracului. Da, da, e urât. E urât. Când te conduce el și când nu-l mai ai decât pe el în față, nu mai poți fi om. Și atunci ați avut forța să vă rupeți de fascinația asta a banului? Nu văd nicio forță în gestul ăsta. E un gest natural de a te separa de ce e rău. Atât de puțină lume are forța asta. În credeți? General, oamenii devin sclavi și e ceva ce nu-ți ajunge. Vrei tot mai mult? Și ați fi putut deveni un om de afaceri obsedat de adăugarea unui zero la suma anuală? Păi a fost o vreme, dar la ce mi-a folosit? Că nu-mi plăcea. Prefer o relație normală cu oamenii din jurul meu, umană, curată, frumoasă, decât să fiu posesorul unui contului cu nu știu câte zeruri. Eu pot să vă spun așa, acum stau la bloc și mă simt foarte bine. Și e mai bună relația pe care o am eu cu vecinii mei la bloc decât băiatul care stă la vilă și care își face zidurile de 4 metri ca să nu vadă vecinii ce are el în curte. Adică prefer să fiu un om normal decât să fiu sclavul banului. Știu sigur că pe lumea elaltă nu mă vor duce banii în locul în care vreau să ajung. Banii nu te mântuiesc. Banii nu te salvează. Ci? Important e să faci lucruri bune pentru oameni. Dacă oamenii se bucură de ceea ce tu faci, atunci ca să poți marca viața unui om în mod pozitiv, să-l ajut să crească, asta poți să faci că ești în închisoare, că ești în război, că ești în războiul social pe care l-avem noi astăzi, că ești în cea mai bună situație, oriunde poți să faci treaba asta. Astăzi simțiți că suntem într-un război social. Noi suntem în război de foarte multă vreme. Cred că treaba asta o văd toți cei care trăiesc în lumea de astăzi. Unii se simt bine. După părerea mea, se mint. Dar deocamdată suntem la liceul 24 și sunteți fotbalist amator și vi se pare normal să vi se schimbe microfoanele în apartament. Da. Ei, vine 89, în ce clasă erați? În clasa 12. Și? Da, mi se pare că relatez viața altcuiva, așa mi se pare de departe. Și foarte totuși interesant. E viața dumneavoastră. Da, eram pe stradă, pur și simplu, cu prietenul meu, cu Radu. Dar bunicii erau fericiți sau erau înspăimântați? Sau... Bunicul meu nu l-am văzut bucuros pentru că pe mine m-a împușcat repede și atunci nu putea să fie bucuros foarte tare. Cum v-a împușcat? Păi n-am ascultat de bunicul. Cine nu ascultă, el mi-a spus, băi, nu ieși din casă. Lasă-i pe ăștia să facă ce vor ei, dar nu ieși din casă. Și bineînțeles că entuziasmul de atunci și în fața blocului nostru era un ostaș care își făcea loc cu mitraliera printre crengile unui copac ca să tragă în sus în blocul din fața noastră, din Piața Aviatorilor. Adică Charles de Gaulle, nu? Da, acum e Charles de Gaulle, atunci era Piața Aviatorilor. Și am văzut că a rămas fără gloanțe. Și am simțit nevoia să mă duc să-i fac rost de gloanțe și să-l ajut. Și mi-a spus, hai, încarcă-mi astea. Și mi-a dat două încărcătoare și am început să-i bag gloanțe de mitralier acolo. Mi-a arătat el imediat, nu e așa dificil așa. Să bagi niște gloanțe într-o armă. E ușor să ucizi oamenii, greu e să-i faci să trăiască cu adevărat. Armata ați făcut-o? Nu, am fost considerat inapt pentru armată, că eram împușcat. Erați în piața Charles de Gaulle și? Și am auzit păritul de mitralier deasupra noastră și ne-am lipit de zid. S-a întrerupt rafala respectivă și când am vrut să plec, au trecut gloanțele prin fața capului meu și mi-au prins picioarele. Și am simțit că ajung jos, nu mă mai țineau picioarele și m-am întors în dreapta, am văzut pe cineva cu o căciulă din aia sovietică veche, l-am luat de gât și am spus, scoate-mă de aici că nu scap de mine. Și m-a scos de acolo. Ce știu este că am leșinat după ce am ajuns după gardul care ne proteja și unde m-au legat la picioare. În orice caz, foarte interesant este că în momentele alea când am realizat că sunt împușcat, eram atât de naiv și de copil încât am gândit în felul următor, zic, eu trebuie să plec mâine în cantonament. Înseamnă că mă duc la spital, o să-mi scoată gloanțele din picioare, mă cos și pot să plec în cantonament. Abia după aia mi-am dat seama că o să stau 6 luni când am ajuns la spital. Ați stat 6 luni? 6 luni la spitalul de urgență? Nu, n-am fost la urgență pentru că urgența era deja plină și mi-au spus cei care m-au dus la Colentina. Am stat foarte multe zile cu gloanțele fără să se facă operație pentru că le era teamă doctorilor să nu-mi explodeze gloanțele în picioare. Ați fost rănit în genunchi? În tibii. Tibile medii. Asta s-a întâmplat pe 20 și cât decembrie? 23 dimineața. Și bunicul era pensionar sau lucra? Era pensionar. Și familia când a apărut? Va căuta prin toate spitalele? Nu, cred că informațiile curgeau foarte rapid. Nu-mi dau seama cum. În orice caz știu că taică mi-a venit într-o țară străină undeva în Thailanda sau așa și a trecut granița bulgărească, că la noi aeroportul era închis și a ajuns fără să aibă viză, fără nimic. L-au ajutat bulgarii să ajungă foarte rapid la mine la spital. Știu că aveau teamă
că va trebui să-mi taie picioarele și asta nu vreau să accept, vreau să joc fotbal în continuare. Ideea este că la 18 ani, da, un vis, visa retezat. Nu știu dacă se poate spune că s-a retezat și aș putea să gândesc altfel și așa și simt. Simt că Dumnezeu a hotărât pentru mine să o iau în altă direcție. Acum, privind înapoi, dar la acea oră, Dumnezeu pentru dumneavoastră nu exista. Nu știu dacă nu exista sau dacă îl consideram așa ceva foarte depărtat. Am avut niște experiențe și când am fost copil. Adică mi-aduc aminte de Mănăstirea Sucevița, mi-aduc aminte de un parastas la care am fost cu bunica din Vrancea, mi-aduc aminte de fotografia Maicii Domnului pe care mi-a dat-o bunica. Bunica din Vrancea v-a dat o iconiță? Nu, bunica din București, cea care m-a crescut, pe care o ținut să ascult foarte multă vreme. A ținut-o ascunsă? Da, ei probabil că n-aveau voie să fie prinși, le-ar fi periclitat munca. Dar Biblia în casă o aveați? Nu cred. Nu era o chestiune pe care o discutam. Nu făceam rugăciuni la masă, nu vorbeam de Dumnezeu așa, în mod deschis. Nu vorbeați nici despre Dumnezeu, nici despre Ceaușescu, nu? Nu, subiectul ăsta era exclus. Nu țin minte să fi vorbit vreodată de Ceaușescu. Și ce s-a ales cu apartamentul? Păi blocul era unei bănci. Adică eu am stat într-o bancă, cum ar veni. Marmoroș Bank, mi se pare. Și de asta n-au venit să o revendice. Bunicii l-au vândut ca să ne dea casă la fiecare. Adică ei au zis, măi, ne luăm noi o casă mai mică, numai să aveți voi de început. Păi ați zis că tata avea bani cu nemiluita. Avea, da, la momentul ăla. N-avea. A gândit altfel. Și în ce cartier s-au mutat? Către Floreasca, unde erau mult mai ieftine și într-un apartament mult mai mic. Dar mi-a plăcut sacrificiul lor. Ne sacrificăm pentru copii ca ei să fie mai bine ca noi. Nu sunt toți părinți așa duri ca dumneavoastră să ia televizorul și să îl plimbe în mașină și să-și lase copilul fără mobil sau ceva de genul. Că am înțeles că sunteți foarte strict și la capitolul ăsta. Copilul dumneavoastră, mi-a spus, plin de orgoliu, e singurul din clasă care nu are telefon cu touch. El e nemulțumit pe de o parte, dar pe de altă parte înțelege și mi se pare normal. Odată ce telefonul ăsta a ajuns stăpânul nostru, eu nu vreau ca al meu copil să fie stăpânit de un telefon, ca să fie în fițe și să fie la fel ca ceilalți. Care ceilalți au primit acest telefon de la părinți și părinții spun, nu mai putem să-i mai ținem în mână. Păi dacă le-ați dat arma în mână, cum să-i mai țineți în mână? În momentul în care toți știm că acest telefon nu le face bine copiilor, noi îl dăm pentru că ei îl pretind. Relația care se realizează între suflete, între oameni, este cu totul alta atunci când nu ești despărțit de device-urile astea. Chiar așa le și spun eu acasă, despărțitoare. Ei, și a cui a fost ideea să vă ducă la arbitraj? A fost a unchiului meu. Mi-a zis, hai la școala de arbitrii, că poate, dacă mai poți mai joci fotbal, măcar acolo. N-ați mai putut juca. Mi-era frică să mai pun piciorul la minge. Mi-era frică de contactele cu adversarii. Ce factor ajută la notorietatea unui arbitru? Că sunt arbitri deveniți faimoși, de pildă la italien, Pierluigi Colina. Colina a trăit într-un mediu pe care noi l-am învățat că provenind din mafie. Țineți minte că ne uitam la Piovra și așa mai departe. E, el a ajuns să fie foarte profesionist. A ajuns să fie, de fapt, imaginea arbitrului. Foarte bun, foarte puternic, foarte corect. Și a ajuns acolo unde și-a propus. Să aibă cele mai importante trofee. Final de campionat mondial, final de Champions League, final de Europa League și așa mai departe. Și este privit ca un reper și astăzi când a terminat. A reușit să facă în așa fel încât la cele mai importante meciuri ale lui să fie liniște completă. Pentru că ai capacitatea de a gestiona oameni, de a-i aduce să facă performanța, fără ca tu să intervii în mod evident, cartonașe, fluire și așa mai departe. Dar astea sunt chestiuni foarte dificile pentru și de explicat. Pentru un om din afară, e foarte greu de înțeles cum atât de importantă e personalitatea arbitrului. Fiecare echipă are antrenor. În momentul cel mai important al performanței lor, acest antrenor nu este lângă ei, e departe. E la zeci de metri, ei sunt singuri. Și ei pot reacționa agresiv sau pot reacționa cu performanță, cu adevărat. Tu poți să-i încurajezi în timpul jocului, tu ești lângă ei. Și poți să-i scoți dintr-o stare de nervozitate și să-i pui într-un făgaș pozitiv. Îi spui, tu, acum, ce e bine să faci? Să fii nervos sau să dai tu cel mai bun? Predicile astea, ai timp să le ții când jocul s-a dezlănțuit, când tribunele urlă în picioare? Prin prezență, prin modalitatea în care îi faci să se concentreze. Poți să aduci arbitrajul de la nivelul sancționator, la nivelul de a gestiona psihologic oamenii, de a ajuta să dea tot ce e mai bun din ei. Deci, până la urmă, cum prezentați dumneavoastră situația, un arbitru poate face un meci frumos, mai frumos. Arbitru trebuie să fie, n-aș spune regizor, pentru că este mult spus, să fie dirijor. Poți să dai nota jocului. Fiecare dintre noi are momente când se poate enerva și momente în care poți fi lucid, calm și eficient. Așa e. Bun, și atunci eu am datoria ca să-l fac pe cel care este nervos să devină mai calm.
Și asta fac. Asta fac la joc. Asta fac că e vorba de copii de 9 ani sau de performanți cei mai înalți. Legea spune că la 45 de ani un arbitru trebuie să se retragă. A existat legea asta, într-adevăr, acum nu mai există. La momentul ăsta eu arbitrez. Arbitrez la nivel de copii, la nivel de junior, la nivel de old boys. M-am retras la fotbalul profesionist. Profesionist. Cam câți kilometri fotbal? Ați fugit cel mai mult la un meci? Păi știu că maximum să fug 15-16 kilometri la meciul de foarte mare calitate. Dacă ați putea da timpul înapoi, ați putea să-mi dați un exemplu de fază pe care astăzi ați gira-o altfel? Sunt momente când am fost prea agresiv cu jucătorii sau am fost prea distant. Începutul carierei mele era cu câte 2 roșii, 3 roșii, 2 penaltii, 15 galbene. Sfârșitul carierei, ultimii 2 ani, reușeam în 10 de meciuri să n-am cartonașe roșii și penaltiuri, adică sancțiunile maxime. Cum vă explicați? Îți propui chestiunea asta, să cooperezi cu oameni, cu performeri care trebuie să fie girați de tine, gestionați de tine într-un făgaș normal. Aș fi putut să fac treaba asta mult mai devreme și mult mai bine. Nu să fiu distant, rece și dur. Nu adică asta trebuie să fie un arbitru? Echidistant. Echidistant? Echirece și echidur? Trebuie să fie echidistant, dar nu trebuie să fii dur. Pentru că oamenii ăștia trăiesc și ei niște emoții foarte puternice. Prea târziu. Da. Deci astăzi ați fi un Alexandru Tudor care ar arbitra mai cum? Mai uman. Vi s-a întâmplat să recunoașteți după ce ați fluierat că ați greșit și nu mai poți să spui scuze și să dai înapoi? Nu a existat nicio zi din viața mea și niciun meci în viața mea în care să fiu perfect. Am văzut într-un interviu mai vechi pe care l-ați dat că recunoașteți că adeseori ați fost amenințat, te dau afară din arbitraj. De ce? Și de cine? Datorită intereselor. Adică în momentul când ești amenințat, cineva vrea să obțină ceva de la tine. De pildă, vi s-a întâmplat ca înainte de un meci să vi se spună echipa cu tare trebuie să câștige? Tu, ca om care ții la sufletul tău, ai conștiință, trebuie să rămâi drept. Vă cheamă cine? Un șef? Nu te cheamă un șef. Încearcă să te preseze. Cum? Am un examen de creștere în nivel. Am un examen de divizia C, să zicem. Și vine la mine cineva și îmi spune, vino să te pregătești cu cineva de acolo, de la Comisia Centrală. Și îți sugerează că în felul ăsta vei lua examenul. Dacă nu faci treaba asta să te duci să plătești pe respectivul, nu e așa de bine. Bătaia ați primit vreodată? M-a păzit Dumnezeu până astăzi. Dar nu e târziu. Am arbitrat într-o unitate militară, aici lângă București. Și la vremea respectivă, tot așa mă comportam militarește cum mă comport și acum, și l-am dat afară pe capitanul echipei gazdă pentru simulare. Și a venit comandantul echipei, care era și subofițer, cred, sau ofițer, nu-mi dau seama, și mi-a zis că mă duce plutonul de execuție și mă execută. Ei, era nervos. Era foarte nervos. O figură de stil. Da, și atunci i-am spus, ieși afară din cabina mea. Și el a zis, păi e biroul meu, cum să ies afară din biroul meu? Și i-a zis, ieși afară, că azi e cabina mea. Și după ce am ieșit din unitate, m-au așteptat jucătorii de la echipa lui ca să aibă un meeting violent cu mine. Numai că am fost atât de agresiv încât au trebuit să fugă. Dumneavoastră, care ați fost arbitru și frumusețea fotbalului, din câte am înțeles eu ca om din afară, constă tocmai în imprevizibilitatea lui. Privindu-vă propria viață, nu vă înspăimântă previzibilitatea? Atât timp cât eu l-am pe Dumnezeu cu mine și când mă gândesc la asta, o simt, ce să-mi fie frică? Au rezistat oamenii în închisori, în carcere, în deportări și au ajuns să fie sfinți. Cum ați ajuns să fiți un credincios practicant, să cântați în corul unei biserici, să mergeți să vă spovediți, să mergeți la liturghie? Când ați avut revelația că puteți alege acest drum? Când a fost presiunea mai mare. Atunci, când mi-era greu. Ce era atât de greu? Ce era atât de greu? Presiunea sub care arbitrai. Noi avem deasupra noastră niște observatori. Atunci observatorii puteau fi împinși spre a-ți da o notă proastă. Și asta putea să-ți distrugă cariera. Credeam că tribunele urlând și înjurându-vă înseamnă presiune. Nu. Pentru mine a fi înjurat de tribune este o chestiune absolut normală, ba chiar uneori mă bucur de treaba asta pentru că am un coleg care a început școala de arbitri cu mine și a terminat în același meci cu mine. Și? Deci a fost colegul meu de carieră 29 de ani. Și acum lucrăm împreună la creșterea arbitrilor. Și el s-a dus la un moment dat la spovedanie la Cernica, la părintele Timotei, la părintele, un părinte bătrân care a stat mult timp lângă Sfântul Calinic. Și îi spune, părinte, știți, mi-e greu acolo la arbitraj, mă înjură lumea. Părinte se relaxează. Părinte, dar mi-aruncă cu pietre, mă suspendă pe nedrept, îmi fac răutăți, îmi fac nedreptăți. El era, vă dați seama, negru. Părintele mai avea puțin zâmbea. Și în momentul ăsta, el îi spune, părinte, îmi blestemă familia, îmi spun de copii, de nevastă și așa mai departe. Și părintele îi spune, bucură-te că ți-au de împăcat. Și în momentul ăla deja mă închipuiam în fața unui stadion de 40.000, de 60.000, zic,
înjurați-mă și luați-le voi pe toate ale mele. Deci nu vă simțiți mic, nedreptățit, umilit, când urlă... Umilit? Pentru ce umilit? Zeci de mii de oameni. Foarte bine, dar... Urlă lucruri urâte despre tine. Nedreptatea este o modalitate de a te crește pe tine sufletește. Da, asta e frumos. Asta e de ținut minte. Doar că uneori nedreptatea nu te crește, nu știu. Senzația. E greu să primești nedreptatea senin. Nedreptatea este un drum foarte folositor fiecărui suflet. În momentul în care reușești să primești nedreptatea, te îndrepți către bucurie. Sunteți un om care... Caută ajutorul Dumnezeu. Am impresia că dumneavoastră căutați profesionist. Învăț de la profesioniști. Să fii profesionist în a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă să fii monah sau preot. Mi-aduc aminte că am avut la un moment dat primele mele tentative de a mă spovedi la Piatra Neamț, unde era foarte greu. Am încercat să mă spovedesc, de fapt. M-am dus și am vorbit cu un preot și am simțit că nu este suficient. Și am venit la București și m-am dus la mine în parohie și m-am spovedit din nou. Și mi-aduc aminte că m-a întrebat părintele, dar de ce vrei să te spovedești? Ce? Păi vreau să intru în căsătorie curat. Și a zis, da, interesant, de multă vreme n-am mai auzit așa ceva. Și iar n-am simțit ușurare. Să simt așa că sufletul meu... Să simți că sufletul meu... Puncte, ce? Zboară. Că sufletul meu... Ei, lucrul ăsta l-am simțit. Lucrul ăsta l-am simțit de-abia după ce m-am spovedit în mod profesionist, așa cum spuneți dumneavoastră. Ce înseamnă o spovedanie profesionistă? O spovedanie adevărată a fost în momentul în care am ajuns la mănăstire la Radu Vodă și părintele meu duhovnic, care mulți ani a stat alături de mine și m-a crescut, mi-a explicat ce înseamnă o spovedanie, mi-a dat un îndreptar de spovedanie și mi-a spus, citiți cu atenție, aveți câteva zile ca să vă pregătiți și după aceea veniți la mine. În momentul când am plecat de acolo, eu zburam pe deasupra pământului. Asta a fost senzația. Atâta bucurie, atâta... Zburam pe deasupra pământului. Este ceva care te face să revii tot timpul, să încerci să te apropii de Dumnezeu. Deci, până la urmă, s-ar putea spune că dumneavoastră ați descoperit credința ca un mod de a gira stresul profesional. Da. Foarte, foarte sintetic, așa se poate spune. Trăind în situații foarte stresante, am descoperit pe Dumnezeu. Am primit o delegare la un meci de baraj între Foresta și FC Baia Mare și secretarul comisiei de atunci mi-a spus în felul următor: du-te acum și dă-te indisponibil la policlinica pentru sportivi pentru că vor să te dea afară în arbitraj cu acest meci. Puteau să vă elimine dacă nu greșați nimic? Da, nedreptatea putea fi făcută oricând. Și este făcută și astăzi. Iată. Și sunt atunci... metode foarte subtile sau foarte brute, exact, prin care ți se face îndreptate. Și șocul a fost atât de mare încât eu, de la momentul respectiv și până am ajuns la meci, care era la Suceava, n-am vorbit cu nimeni. Deci stresul era atât de mare încât am ieșit pe stradă din hotel. Nu puteam să stau în cameră să mă pregătesc de meci cum fac în mod obișnuit. Și ieșit pe stradă, am ajuns la o intersecție. Prin fața mea a trecut un camion din acela vechi. Din camionul respectiv se ridicau și coborau. Pentru mine, la momentul ăla, erau niște popi. Ei, de fapt, erau niște călugări care luau aghiazmă și aruncau pe oamenii din jur. Nu pricepeam ce se întâmplă. Dar m-a stropit pe față și am avut așa un moment de trezire. M-am dus la meci, așteptând să fiu distrus. Și acum țin minte o situație importantă din jocul respectiv în care un jucător a simulat și care, dacă era pusă dintr-un anumit unghi, putea să devină o vină a mea foarte mare. De ce? Că nu i-ați arătat cartonașul? Că nu am acordat penalti pentru echipa respectivă, deși el a simulat și eu știam treaba asta. Eu văzusem de aproape. Aș fi putut să fiu distrus la meciul respectiv. La sfârșit, nimeni nu-mi spune nimic. Observatorul la ultimul meci îmi dăduse nota 4 sau 5, adică mă distrusese. Mă așteptam, ulterior aceste chestiuni, să fiu distrus, să fiu făcut varză, să fiu dat afară și așa mai departe. Liniște și pace. Patronul echipei, împreună cu familia lui, mânca la o masă alăturată de noi, niciun cuvânt. Observatorul îmi dă o notă 9,5. Nu există așa ceva la noi. Nu poți să meriți o asemenea notă la arbitraj. Toate lucrurile se așează într-un făgaș absolut fericit. Și când ajung acasă, aflu de ce. Mă uit în calendar, aducerea moaștelor Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care era în camionul respectiv. Era zi de sărbătoare acolo, de mare sărbătoare în Suceava. Și atunci am înțeles că este un semn pentru mine, de la Bunul Dumnezeu, că nu se întâmplă lucrurile fără să îngăduie El. Și când ai dumneavoastră s-au despărțit, cum ați reacționat? Cred că la momentul ăla stăteam la bunici. Și nu mi s-a părut o chestiune... Dar pe fața mamei pe care o iubeați, ați văzut o schimbare? Ea este o femeie care ascunde foarte mult durere și își duce crucea cu multă demnitate. Asta este un lucru normal în familia română. Am avut atâtea generații de oameni care și-au dus crucea, indiferent de regim, indiferent de dificultăți. Bătrânii noștri știau să-și ducă crucea. Și acum ce se întâmplă? Acum se întâmplă că noi importăm comportamente din altă parte. Dumneavoastră, ca un om credincios, puteți trece peste anecdotic și să încercați să descifrați sensul
celor apropiați dumneavoastră. Apropo, a apărut o carte cu un titlu interesant. În Franța, mama mea, această necunoscută. Așa și dumneavoastră, părinții mei, acești necunoscuți. Da, cunosc foarte puțin din ei. Cum cunosc foarte puțin din bunicul meu, bunica mea, din cei cu care trăiesc, cu care sunt apropiat, cunosc doar o fațetă. Știu puțin despre cei din jurul meu. Știu așa de puțin despre mine. Dar minte despre aia. Despre dumneavoastră? Da. Vă mai puteți oferi surprize? 100%. Gândiți-vă cum ar fi să fiu acum pus în situația de a evolua în războiul din Afganistan. Care ar fi reacția pe care le-aș avea acolo? Eroice. Cine știe? Poate sunt un laș. Poate sunt un om care n-a știut să-și facă decât meseria într-un mediu pașnic. Posibil. Cine știe? Lumea fotbalului e o lume în care zboară, nu suflete, cum ați zis, ci zboară sume astronomice, zboară valize de bani, zboară spălătorii de bani, zboară bani. V-ați gândit vreodată așa nopți de nesomn, dacă aveți vreodată? Aveți. Nesomn? Da. Da, sigur că da. Într-o noapte de nesomn, vă gândiți cum ar arăta valiza la care ar claca Alexandru Tudor. Eu am văzut foarte mulți bani în viața mea și nu mă pot corupe banii deocamdată. Pentru mine este foarte, foarte important sufletul meu. Cum aș putea să mă vând pentru bani? Bine, pentru ce ați putea face? Pentru ce poți să faci? Să-ți vin sufletul pentru bani? Sau pentru putere? Sau pentru funcție? Asta mi se pare o chestiune penibilă, nu știu, e o chestiune care te coboară ca om. Dar nu asta se întâmplă în jurul nostru în fiecare zi? Eu, cei mai puternici oameni pe care i-am văzut în viața mea sunt oameni care au jurat să fie săraci. Monahii din Sfântul Munte. Oameni care sunt în stare să-ți ofere inima lor și viața lor numai ca să te vadă bucuros. Ca să putem să nu fim în deznădejde, ca să fim puternici, să avem suflet, să avem fibră, este obligatoriu ca în fiecare moment să ne gândim la ceva bun. Lucrurile frumoase trebuie scoase în evidență în fiecare clipă. Gândiți-vă la un regizor. Eu hotărăsc dacă dau spectatorul supărat că a primit golul și revoltat sau antrenorul bucuros că a înscris. Sau jucătorul în starea de extaz după ce a înscris. Eu hotărăsc încotro mă duc. E bine să mă duc către lumină sau e bine să caut tristețe? Și asta putem face noi în fiecare clip. Montajul. Montajul vieții noastre. Noi decidem să mergem spre bine. Eu trebuie să fiu bucuros. Și să caut motivele pentru care sunt bucuros. Mi-a dat Dumnezeu viață. Am cerut-o? Am făcut vreo cerere? Nu. Am primit-o. De ce? Ca să cresc. Încercarea te face să crești și te face să te uiți în sus, către lumină. Și răbdarea este o calitate pe care trebuie să o avem toți ca să dobândim fericirea. Vă dau un exemplu simplu. Mă deranjează că există în fiecare zi același cercetător în fața schitului Darvari. Mă deranjează, da, în prima instanță. După aceea încep să dobândesc răbdare. După aceea văd cercetătorul respectiv că dă cu mătura în fața schitului. Și îi dați în fiecare zi? Mă strădui să fac răbdare cu el. E mai așa. Târziu văd acest cercetător că vine și se spovedește și se împărtășește. Devine ușor, ușor un om care își descoperă scânteia dumnezeiască în interiorul lui. Deci avem nevoie de răbdare cu noi înșine. Nerăbdarea ne duce în stări din astea, de deznădejde, de tristețe, de grabă. Și noi nu avem nevoie de ele ca să fim bucuroși, ca să fim fericiți. Toți căutăm fericirea. Toți căutăm să ne bucurăm în fiecare clip. Bun, și în propria familie, căutarea asta a fericirii, ați văzut-o uneori spasmodică, uneori deprimantă? De pildă, revenim la momentul când tatăl dumneavoastră a plecat de acasă și și-a căutat fericirea în altă parte. Iar mama și-a mascat suferința. Și-au găsit fericirea? Cu siguranță nu. Măcar tata, care s-a îndrăgostit și a plecat și are o fată pe care e... De vreme ce soția lui a murit, nu. De ce s-a prăbădit? Eu știu că din cauza țigărilor. A avut o răceală care, pe fondul ăsta al țigărilor, a devenit mortală. Deci sora dumneavoastră a rămas orfană la ce vârstă? Cred că la 3 ani. Când tu fumezi, ai niște frustări, ai niște chestiuni care te mănâncă. Toți oamenii își găsesc propriile soluții de supraviețuire. Chiar dumneavoastră ați ales ca soluție de supraviețuire? Căutarea binelui? Căutarea... Este o soluție de supraviețuire? Căutarea... Sau este o chestiune de viață? De Dumnezeu. Găsirea lui. M-a găsit el pe mine. Și mi-a arătat, uite aici, poți să fii fericit. Toți ne îndreptăm către ce e bun. Dar uneori nu avem discernământul asupra ceea ce e bun cu adevărat. Că ți se pare bine să ai un telefon de nu știu câte zeci de milioane, dar de fapt nu e bine. Pentru că ascuns are ceva viclean în el. Și îți poate aduce nefericire și despărțirea de ceilalți. Dar nici nu putem da timpul înapoi, tehnologia înapoi. În fond nu e decât un instrument. Așa cum s-a trecut de la sapă la tractor, așa trecem cu instrumente tot mai sofisticate, depinde ce facem cu ele. Văd că oamenii cei mai puternici pe care eu îi cunosc evită să folosească chestiunea asta. Îl închid pur și simplu și rămân liberi. A ajuns un telefon, a ajuns un device
să fie stăpânul omului. Azi așa, mâine așa, apoi mâine o să-l pună pe mână, răspoi mâine o să-l bage sub piele și la un moment dat o să fim condiționați de ce spune el. Mai e mult până departe. Mai e mult până departe, dar pașii sunt făcuți foarte rapid, mai ales în ultimii 40 de ani. Ce părere aveți de introducerea sistemului tehnic de înregistrare a jocului și arbitru poate să consulte, cum se cheamă, VAR? VAR, Video Assistant Referee. Adică arbitru care asistă pe bază video. Ei, vi se pare un progres sau dimpotrivă vi se pare că știrbește ceva din frumusețea fotbalului supus factorului uman care poate să greșească? Pentru mine, performanța cu adevărat se făcea în momentul în care stadionul exploda după gol. Scopul jocului este succesul, bucuria, golul. Acum, așteptând o decizie video, nu mai ai aceeași emoție. Deci sunteți contra. Nu sunt contra chestiunilor moderne. La momentul ăsta, probabil că se potrivește presiunii mediatice, probabil că folosește tuturor să fie decizii de acuratețe și așa mai departe. Dar nu mai trăiești cu adevărat ceea ce era înainte. Înainte, fotbalul era făcut din zei. Jucătorii pe care noi îi vedeam, mi-aduc aminte și acum, venea echipa națională aici la Tolstoi, la hotelul partidului, cum era atunci, și când îi vedeam, eram copii, ne bucuram doar să-i atingem. Mi-aduc aminte și acum, primul campionat luat de Neagi cu Dobrin. Deci atunci am văzut eu prima dată fotbal, când încă televizoarele aveau miră și așa mai departe. Vedeai două ore pe zi televizor și campionatul ăla luat de Nicolae Dobrin a fost pentru mine o chestiune extraordinară. Ultimul zeu din fotbalul românesc, cine a fost? Hagi? Da. Alt zeu nu prea văd. Bun, deci vi se pare că introducerea controlului tehnic, pe de o parte, micșorează posibilitatea de a greși, pe de altă parte, atunci, privind în perspectivă, poate cei mai buni arbitri ai viitorului vor fi niște roboți. Da, probabil că așa se va ajunge. Un soft care să rezolve toate fazele. Orice haz mai are asta. Din punct de vedere al fotbalului, probabil că o să aibă ceva haz. Dar va dispărea personajul ăsta, arbitru. Și ar fi ceva prea mecanic. Mă uitam ieri la cum se joacă Fimiu fotbal pe televizor. Fuge de acasă, se duce pe mall-uri și joacă pe acolo, pe la calculatoarele altora. Și îmi dădeam seama, dar ce trăire ai aici? Te uiți la un televizor și miști niște marionete. În loc să te lupți fizic, mental, emoțional, cu ceilalți cu care ești pe teren. Dintre toți fotbaliștii lumii pe care i-ați văzut cu proprii ochi, cine v-a lăsat mult de admirație? Fiecare dintre mari fotbaliști pe care i-am văzut mi-au arătat câte ceva. Am învățat modestie de la cei mai mari performeri. Că e vorba de Messi, că e vorba de Hagi, că e vorba de cei mai mari jucători. Ca să poată să facă performanță, au nevoie să fie modești, să se smerească. Eu nu mă consider pe mine un om modest. Dar consider despre mine că pot face lucruri bune. Nu că mă văd bun. Păi n-ați spus că îi dați cerșetorului la care sunteți abonat fiecare zi ceva ca n-am să cultivați bunătatea? N-am spus că îi dau. Am spus că ar trebui să-i dau. Eu am înțeles că îi dați zilnic, că am crezut că sunteți abonat. El la dumneavoastră. Dacă îi dau zilnic, aș fi foarte puternic să am răbdarea asta și să reușesc și treaba banii. Asta. Că până la urmă... Și ar însemna să mai fi zgârcitul de Tudor. Așa vi se spune, zgârcitul de Tudor? Unii dintre prietenii mei zic așa. Păi ați zis că vă rot slăbiciunile. Așa este. Și pe locul întâi, deci... Mândria. Păi de asta m-am și băgat în fotbal. Păi cum e rugăciunea Sfântului Efrem Siru? Duhul trândăviei nu-l aveți, al grijii de multe nu-l aveți, dar cred că aveți iubire de stăpânire. Cu siguranță. Din discuția cu dumneavoastră știți ce am înțeles? Că un arbitru trebuie să aibă cinste, picioare bune să îl țină să fugă 15 km, obiectivitate, mă rog, asta se leagă de cinste. Ce trebuie să mai aibă? Suflet? Trebuie să aibă suflet. În orice faci, trebuie să ai suflet. Principalul organ pe care noi îl avem este sufletul. Orice fac, că e o chestiune pragmatică, că e o chestiune de finețe, că e o chestiune interumană, că e o chestiune profesională, fac cu sufletul, iese. Vi se pare mai adevărată expresia viața ca un meci sau meciul ca o viață? Pentru mine fotbal a fost viață. Dacă ați putea, printr-un fluierat, să impuneți ceva populației care vă privește, ce ați impune? Aș încerca să-i fac pe oameni să conștientizeze că viața e mai fericită, mai apropie de bucurie în momentul în care tu faci ceva bine pentru cel de lângă tine. Ei, și o să vă rog ceva. Să fluier? Da, vreau să dați finalul interviului nostru.